Aproape 80% dintre elevi și profesori vor ca anul acesta orele să se desfășoare fizic cu elevii în bănci. Așa arată sondajul Nevoile și așteptările elevilor și profesorilor pentru anul școlar 2021-2022 realizat de Fundația World Vision România. Jumătate dintre elevii chestionați vor lecții predate în mod interactiv, iar un sfert nu mai vor teme pentru acasă. În topul dorințelor copiilor sunt și activitățile extrașcolare, infrastructura adecvată și un climat școlar sigur, fără bullying. Mie îmi place mult mai mult la școala normală, în clădire, pentru că poți să ieși și afară și poți să te joci. Nu stai toată ziua online și te plictisești în fața calculatorului. În școala online eram blocați cu ochii în calculator și stăteam mereu blocați în casă, dar acum suntem foarte fericiți că putem fi din nou împreună la școală și că ne-am revăzut și ne bucurăm foarte mult de revedere. După cum ați văzut și dumneavoastră, copiii sunt foarte fericiți că au venit la școală. Bineînțeles că toți suntem fericiți că am venit la școală fizic și sperăm să rămânem până la sfârșitul anului la școală. Bineînțeles că programele sunt pregătite din timp, astfel încât să-i facem pe copii fericiți să se dezvolte. Profesorii vor ca domeniul educației să fie finanțat corespunzător. Potrivit sondajului, mai mult de jumătate dintre cadrele didactice vor salarii mai mari, investiții în infrastructură, digitalizare și cursuri pentru a preda mai bine materia și pentru a interacționa mai bine cu elevii.